Criza de personal se menține la cote îngrijorătoare la Inspectoratul de Poliție din Buzău. Deficitul de personal a ajuns la 20,20%, ,20%, în contextul în care numai anul trecut s-au pensionat peste 50 de polițiști buzoieni, iar Inspectoratul nu a putut acoperi schema de personal nici cu absolvenția instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, nici cu angajați din sursă externă. Chiar și așa, conducerea Inspectoratului de Poliție Buzău spune că deficitul de personal nu împiedică activitatea instituției. Anul trecut s-au pensionat, dacă nu greșesc eu, în jur de 55 de polițiști, încadrați direct, încadrați, veniți direct, absolvenți cred că sunt absolvenți, lui. cred că sunt în jur de 20. E ok nu ne afectează în modul de față de șurajurile activităților. Criza de personal se resimte cel mai mult în structurile de ordine publică și la secțiile rurale, acolo unde și volumul de muncă este mare. La solicitarea sindicatelor din poliție, executivul a deblocat spre finele lunii februarie a acestui an peste 5.530 de posturi vacante de execuție din Ministerul Afacerilor Interne.